Seara bună, dragilor! Cu unul dintre invitații de astăzi am avut o emisiune în care am văzut cât de importantă și cât de frumoasă este viața trăită în iubire, cu cel de-al doilea invitat astăzi în studioul întrebărilor și provocărilor. Vreau să spun că este un om care are o experiență extraordinară în ceea ce înseamnă viața trăită în solidaritate și compasiune. Sunt valori morale de care omul are nevoie, mai ales omul aflat în dificultate, omul care are nevoie de sprijin. Dați-mi voie să le spun bună seara domnilor Florian Sălăjanu. Bună seara, stimate bună seara. Domn! Bine ați venit la noi în studio. Vă mulțumesc pentru invitație, doamna Părșa. Și să-i spun bună seara lui Mircea bună Duca. Seara. Bună seara, Mircea. Bună seara. Fii binevenit din nou. Da, din nou. Tu ești cel cu care am vorbit despre viața trăită în iubire. Da, și am mai fost emisiunea pe altă temă. Pe altă temă, dar vorbind despre viața trăită în compasiune și în solidaritate, am considerat că este foarte bine să spunem așa. Eu aș începe dialogul cu Florian Sălăjanu, care are o experiență extraordinară în ceea ce înseamnă acest lucru, aducând în discuție o temă mai puțin abordată, economia socială. Poate mulți dintre telespectatori nici nu au idee ce înseamnă economie socială, ce înseamnă întreprindere socială, ce înseamnă întreprindere socială de inserție și multe alte lucruri care țin de sufletul omului la urma urmei. Da, se întreabă probabil cum să fie și economie și socială în același timp. Exact. Economie înseamnă business, înseamnă afaceri, ce au afacerile cu socialul. Uite că se poate. Se poate, deoarece reprezintă la nivel european, mondial, la nivel european, un segment foarte important al ocupării persoanelor vulnerabile. Nu doar persoane cu dizabilități. Poate lumea s-a obișnuit să mă asculte vorbind despre persoane cu dizabilități. Persoane vulnerabile, vorbim și despre poate cei care au trecut printr-o boală și s-au recuperat parțial și vor să-și continue munca. Persoane care sunt dependente de droguri, de alcool, care au urmat o cură de detoxifiere, da, mă scuzați, și care de asemenea pot să lucreze și e important pentru ele să aibă ocupație. Iar economia socială vine în sprijinul acestor persoane vulnerabile și nu numai, sunt și migranții și alte categorii de persoane. Un laureat al Premiului Nobel, Muhammad Yunus, profesor din Bangladesh, de economie, a fost cel care a redefinit oarecum conceptul acesta de economie socială și a spus afaceri sociale, social business. A început foarte interesant, mergând la universitate, vedea pe Bangladesh, o țară foarte săracă, femei care tot încercau să coseau haine, vindeau ceva pe marginea străzii și în zona campusului unde preda el universitate. Să-și întrețină existența. Exact. Și i-a spus unei asemenea femei, uite, îți ofer $30, crezi că poți din acești $30 să cumperi materiale al produsului care le faci tu, să-l vinzi și să-mi returnezi banii înapoi? Și așa a început ceva foarte frumos la nivel mondial prin această persoană, încât astăzi Muhammad Yunus este un reper în tot ce înseamnă afacerile sociale. A scris și o carte foarte frumoasă, Dezvoltarea afacerilor sociale, publicată și în România, și a ajuns să dezvolte o serie de afaceri foarte importante, printre care și o bancă, Grameen Bank, care finanțează oamenii săraci, și cu împrumuturi mici oamenii săraci încât să depășească starea în care sunt. Bănci, școli a înființat, diferite fabrici de producție. Exemple sunt foarte multe. În Europa, analizând la un moment dat, cât sunt câteva simboluri la nivel european de economie socială. De exemplu, pe mine mi-a plăcut foarte mult că m-a impresionat și nu știam că e o întreprindere socială producătorul. De mult vedeam acele autocare cu oglinzile mari în față, irizar.
Deci producătorul de autocare Irizar este o întreprindere socială. Deci întreprinderea socială nu ne gândim doar la persoanele și obiecte mici, gen manufactură mică sau ceva. Există întreprinderi sau cu sociale. Sau educație. Da. Acolo sunt integrați ingineri, medici, sunt întreprinderi sociale în domeniul sănătății, în domeniul agriculturii, în domeniul industriei, în orice domeniu. La noi în țară au fost exemple de economie socială, li se spuneau cooperativele pentru invalizi înainte de 89. Da. Limbajul modern este economie socială. Și a existat și la noi în țară și erau comenzile, statul sprijinea acele cooperativi pentru nevăzători sau, da? Și comenzile mergeau cu preponderență din zona instituțiilor statului, armata, între cei mai mari achizitori, de exemplu, la fabrica de perii în București, am vizitat-o la un moment dat, erau mii de angajați nevăzători acolo, periile, cumpărătorul principal era armata, în care se cumpărau periile, inclusiv cele niște perii foarte mari, se curățau la tancuri, țevile, așa mai departe. A existat și la noi în țară o practică care, din păcate, s-a dizolvat așa, după anii 90. Exact, da. De aceea v-am și invitat la dialog, pentru că eu spuneam că e bine să vedem ce ar trebui să fie economia socială. Și pornind de la exemplul asociației ASO, că nici n-am spus telespectatorilor că Florian Sălăjanu este președintele asociației ASO, care poate să fie un reper în ceea ce înseamnă economia socială și întreprinderea socială de care vorbeam. Și oamenii caută, deci omul caută. Uite, Mircea este unul dintre oamenii care scormonește, care vrea să aibă idei, să vină cu soluții, chiar cu speranțe, că vorbim aici despre persoane care au nevoie de sprijin. Și l-aș întreba pe Mircea, de ce ai simțit nevoia? Pentru că tu ești președintele unei asociații culturale, da. Te-am văzut în foarte multe direcții implicat și acum, uite, într-o cu totul altă latură, la fel de frumoasă, la fel de benefică. Da, ține, așa cum a zis și dumneavoastră, ține foarte mult de partea spirituală, în primul rând. Bineînțeles că și partea materială contează, pentru că părerea mea și ce mi-aș dori eu ar fi ca acei câțiva oameni cât o să poată fi ocupați dacă voi reuși să deschid întreprinderea asta socială prin Asociația Contact Cultural, acei puțini oameni și să începem cu 5 persoane, nu este o problemă, e vorba de un demaraj. Eu consider că pentru mine, ca asociație, este interesul spre comunitate, pentru că de aceea Contact Cultural nu este SRL care orientat spre capital, ci este asociație ONG. Deci lucrează practic în comunitate și pentru comunitate. De aceea eu sunt interesat, pentru că mi-ar place să văd în jurul meu niște persoane care își permit lucrurile obișnuite, nu în orice magazin, orice alimentară, o viață decentă, așa cum practic statul s-a obligat prin Constituție. Și uite că spunea domnul. Și atunci cumva e și ciudat că, bun, înțeleg că statul nu există fizic, deci este un subiect de drept plenar, să spun așa, care nu poate să pună mâna efectiv, dar tocmai de aceea existăm noi, asociații, ONG-uri, nu? Ca să demarăm activitățile astea, dar de la stat avem nevoie de ajutor. Este adevărat. Pentru că nefiind orientat spre capital, absolut că trebuie început cu ceva, trebuie în primul rând identificat posibilitatea de producție pentru oameni cu dizabilități, funcție și de tipul de dizabilitate, deci bineînțeles acum că sunt care pot să lucreze și care nu pot să lucreze. Acum sunt dizabilități la nivel
mental, nu, și dizabilități fizice. Iar da, uite cum spunea și domnul Sălăjanu, dizabilitate înseamnă mult mai mult decât... Sau dobândite, da, nu? Exact. Absolut, că orice persoană poate în urma unui accident să rămână fără o mână, fără un picior. Da, vorbim de persoane cu capacitate redusă de muncă, nu sunt neapărat să facem discriminare, spunem, sunt cu dizabilități, cu capacitate redusă de muncă, datorită unor factori psihosomatici, sociali, poate la un moment dat. Mi-amintesc o experiență de-a mea din Olanda în care am avut ocazia să lucrez câteva luni de zile într-o întreprindere socială cu un număr, pot spune o mare, de angajați, 2700 de angajați erau atunci, din care aproximativ 2100 erau din grupurile vulnerabile. Ceilalți erau în partea de persoane care susțineau activitatea celor cu vulnerabili. Și această întreprindere socială era într-o relație directă cu autoritățile locale din acea microregiune. Era un număr de 7 sate comune, sunt foarte urbanizați. Unități în zona administrative, da. Așa, da, da. Și cele mai multe contracte ale lor erau în strânsă legătură cu autoritățile locale. Și pot să exemplific, erau... Cea mai mare activitate care o presta această organizație, această organizație cu întreprindere socială la modul general vorbind, era cea legată de întreținerea spațiilor verzi și producerea materialului săditor pentru spațiile publice verzi. Începând de la ser și butaj de trandafiri și de răsaduri de flori, exact, curățatul frunzelor, toamna, tunsul gazoanelor în spațiile publice, în parcuri. Era o zonă identificată pe echipamentele și pe mașinile lor cu verde, era sigla organizației Empatec și cu era însemnată cu verde, fiindcă foarte multe din persoanele care lucrau acolo, dintre beneficiarii acestor aceste întreprinderi sociale, nu știau exact unde să se orienteze, iar cu verde găseau simboluri exact, da? Pe holuri și știau când ajungeau grupat la servici că trebuie să o ia pe anumite direcție, stânga, exact înainte, după culori. Da, exact, da. Erau, pe urmă, cei care erau cu roșu, erau zona de mai dură, spun așa, în care lucrau cu partea de metal și cu lemn, în care realizau toate indicatoarele, semnele de circulație, băncile în parcuri, demarcatoarele de spații verzi, întreținerea lor, realizarea și întreținerea lor. Când se, nu știu, stricau sau exact. Așa, sau dispăreau, nu, acolo nu prea dispar, dispăreau, acolo da, nu prea mai dispar, erau omezeale, le mai luau, le curățau, da. Le puneau înapoi. Pe urmă mai era cu galben o zonă de altă întreprindere, tot în acest grup de ambalaje și unde erau, de exemplu, ofertele de la mari magazine care aveau 3 produse plus 1 gratis, acolo tot aceste persoane vulnerabile realizau, veneau paleții, tirurile cu marfa și le-au și le împachetau 3 plus 1 gratis, le puneau împreună și încă o zonă cu culoare era albastru, în care era o zonă de imprimerie și realizau planșele și materialele pentru preșcolar și școala gimnazială, pentru școlile din zona respectivă. Aici era practic sprijinul autorităților în susținerea acestor întreprinderi sociale. Ce important sau ce ar fi frumos să vedem și la noi? Să vedem sau să ne deschidem în special în lucrul zona aceasta, sau să înțelegem cu toții că o persoană vulnerabilă care nu este activă, care stă acasă, e o persoană care suferă. E o persoană care trăiește foarte, foarte, la un nivel foarte scăzut, care nu are acces la stima spuneam. De sine. Exact, de nu are acces la servicii. Exact. Are o pensie mică în care statul dă niște bani, care nu, finalitatea lor care e una ajută. De minimă supraviețuire, exact, și disconfort, da. În final pentru familie, pentru grupul de prieteni. Da, sunt marginalizați, au impresia permanent că nu au nicio independență, absolut deloc. Păi depind de familie, nu? Ceea ce doar pot să-mi imaginez și mi se pare deja... Eu vreau să vă dau un exemplu. Într-o, nu știu, probabil că o și cunoști pe Iudita... Schumann. Da, da, o cunosc. Iudita este o persoană extraordinară. Așa este.
care se simțea, deci știa cât poate să facă, ce poate să facă și simțea că nu este folosită. Se simțea într-adevăr discriminată pentru că avea o dizabilitate locomotorie, că practic intelectual era un absolvent de facultate și puteai să discuți cu ea orice. Și întotdeauna, ea tot spera. Spera că autoritățile locale, pentru că ai venit aici cu exemplu unei țări dezvoltate, dar să ne întoarcem la noi acasă, unde lucrurile, și am vorbit la timpul trecut, că s-au disipat multe exemple bune care erau. Ce să facem? Cum să facem să-i ajutăm pe oamenii aceștia? Că uite, ai venit cu o sumedenie de planșe care nu sunt foarte încurajatoare. Nu, da, e adevărat, din păcate, da, mă aduc câteva date date actuale legate de întreprinderi sociale în România. Sunt puține, sunt foarte puține. În Europa reprezintă, în sectorul acesta al economiei sociale, cam toate țările europene, excluzând România, sau includem și România, dar cifrele noastre sunt insignifiante, reprezintă undeva în jur de 15% din totalul locurilor de muncă la nivel european. Persoane angajate în economia socială, ca și cifră, milioane, foarte multe, nu mai știu exact. Dar la noi în țară, în momentul de față, avem un număr total de întreprinderi sociale înregistrate la JOFM-uri de 959, suspendate 44, deci active, atestate active sunt 915. Acestea sunt din categoria trecutului apropiat. Undeva prin anii 2012-2015 au fost o finanțare prin Fondul Social European, Programul Operațional Sectorial de Dotare a Resurselor Umane, POSDRU. Și acum, și atunci s-au înființat multe, a fost un explos de înființare, că a fost finanțare, de întreprinderi sociale. Atunci ne-am bucurat foarte mult că, ok, uite-te, vine statul în sprijinul nostru, celor care lucrăm în acest domeniu. Iar persoanele care sunt beneficiari ai noștri să devină și angajați în același timp. Să nu fie doar beneficiari de servicii sociale, să fie niște angajați care să aibă o viață decentă, normală. Da. Am înființat și noi cu ASOC-ul atunci foarte multe întreprinderi sociale. Din păcate, Câte mai rezistă astăzi? Cred că am rămas cu aproximativ 20%. Din câte am înființat în 2015. Că n-a mai fost sursa de finanțare sau? Au fost motive, aici au fost multiple, legate și de sursa de finanțare și de oameni. Evident că o asemenea afacere socială trebuie să fie viabilă din punct de vedere economic. Nu poate să fie subvenționată de undeva. Subvențiile în economia socială sunt de altă natură. Nu sunt subvenții în salarii sau sunt subvenții, de exemplu, în spații. Da? Să înființez o structură, o întreprindere socială, orice formă economică, ai nevoie de un spațiu în care să desfășori o activitate. Tu, neavând posibilitatea, nu ai un fond de unde să construiești. E dificil, trebuie să începi de undeva. Sau să închiriezi. Da. Și chirile de obicei sunt mari. Și chirile sunt mari, de asemenea. Da. Ce se mai întâmplă? Tot în străinătate se evaluează aceste persoane vulnerabile. Sunt evaluate înainte de a fi plasate la un loc de muncă. În urma evaluării se stabilește un grad de funcționalitate. Persoane care au o dizabilitate, de exemplu, au o funcționalitate redusă. Probabil, dau un exemplu, Vasilica, după ce le evaluăm, funcționează cu o capacitate de 65-70% din capacitatea unei persoane tipice, normale, cum ar veni. Și atunci, ce se întâmplă? Îi găsim și îl potrivim, îl formăm pentru un loc de muncă în care să la capacitatea lui să lucreze cât mai bine spre maxim, să facă față, evident, dar în același timp statul vine prin suport, prin legile specifice și diferența aia de 30%, să zic 30-35% în funcție de fiecare caz, o susține. Că este un fond financiar care merge pentru angajator. Dacă plătești la stat taxe și impozite pentru aceste persoane ca pentru orice altă persoană.
Evident, pentru, da, evident, ca să meargă mecanismele financiare. Dar vine cu un spațiu, vine cu, cu dotări, posibilitatea subvenționării unui credit bancar, mm-hmm, ca să iei un credit ca tu să cumperi echipamente, da, utilaje, da, să amenajezi spațiu în care să desfășori activitatea. Și atunci începe să pună pe picioare un mecanism care în timp se dezvoltă. Și numărul acestor persoane crește, crește tot mai mult. La fel cum pot să spun că lipsa accesibilizărilor face ca persoane cu dizabilități motorii să nu circule prin oraș. Nu că n-am avea în Baia Mare sau în alte orașe persoane care, cu dizabilități care ar vrea să se plimbe pe străzi. Și nu pot. Nu pot. Poți să ai fotoliu rulant, dar, nu poți să ai plin de bariere. Exact. La toate intersecțiile sunt bordurile care nu-ți permit, exact, să... Atunci, sau autobuse accesibilizate, da, transportul în comun să fie accesibilizat. Astea sunt câteva chestiuni care, de bun simț, norme minime, care dacă începi să le aplici, până vezi că îți apar utilizatorii, apar beneficiarii care au nevoie și prestează și lucrează foarte bine în urmă. Îl descurajăm pe Mircea, spunând lucrurile astea? Nu, sincer. Eu chiar cred că lucrurile, practic, sunt mult mai simple. Părerea mea. Pentru că există nenumărate întreprinderi mari de producție, întreprinderi obișnuite, SRL-uri sau SA-uri, bineînțeles, care, pur și simplu, este nevoie doar de o voință. Adică e nevoie să ne pese de ceilalți. Pentru că producție, eu sunt convins că se poate externaliza și nu este neapărat nevoie numai de fonduri europene, de exemplu. Nu poți, deja... Tu ce vrei să faci? Tu am înțeles că îți orientezi activitatea spre Baia Sprie, care este... Da, da, așa cum a zis și domnul Slăjan, referitor la spații. Bineînțeles că un prim ajutor din partea oricărei unități administrativ-teritoriale, nu OAT, un ajutor în prima fază este spațiu care face parte din domeniul privat al UAT-ului. Pentru că făcând parte din domeniul privat, așa cum prevede și legea, nu, poate fi dat în folosință gratuită pentru scopuri de binefacere, iar eu consider că economia socială până la urmă are un substrat de binefacere, nu, e clar, sau ONG-urilor de interes public. Acolo nu intru eu, cel puțin că nu îmi permit la ora actuală, acolo sunt alte registre, alte treburi. Dar un prim ajutor a statului, până la urmă. Ai simțit că l-ai avea la Baia Sprie? Da, Baia Sprie, bineînțeles. UAT-ul Baia Sprie este foarte deschis spre așa ceva și ei chiar își dau interesul implicit și asistența socială. Și foarte bine că, uite, te-ai gândit la... Că ar trebui să te gândești la un parteneriat cu ASOC. Bineînțeles. Păi ASOC, să spun așa, este modelul meu, adică aș ajunge la nivelul acela. Am reușit la nivel național să fim între promotorii economiei sociale prin proiecte care le-am dezvoltat și avem câteva modele de-a dreptul de bune practici. Practică, da. Și trebuie să spuneți neapărat că ASOC există din 1995. Da. 13 noiembrie. Da, da, deci 25 de ani. Deci sunt niște ani, așa. Asta e neapărat, asta trebuie să știe toată lumea. Da, și să mai... Cred că aveți filiale și în țară, nu? Avem filiale și în țară, da, avem filiale și în țară. Ar putea să fie mai multe. Știți cum e filialele? Dacă... Nu pot să mă replic eu sau parte din colegii mei să fim în altă parte. Da. Foarte mult contează factorul uman în orice. Nu numele ASOC înseamnă că acea, dacă pun ASOC în, nu știu, undeva în Brașov, atunci acolo va veni lumea. Exact, fiindcă nu dăm așa, nu avem un sac cu bani să-l punem acolo, luați bani și faceți servicii sociale sau economie socială. Nu. Trebuie să existe persoane cum e Mircea dornice să facă. Iar, o inițiativă, sau cum a zis, cânteia, bineînțeles. Da, trebuie să fim așa câte o bujie fiecare. Căutătorii, da, căutătorii de soluții pentru lumea care are nevoie de... Da, am putea să stăm să pierdem vremea sau putem să facem ceva. E foarte simplu. Eu văd lucrurile puțin mai simplu, efectiv, mai tehnic pe puncte. Așa cum am zis, trebuie voință, pentru că activități, eu consider că sunt nenumărate.
producție, orice, nenumărate, ori tot ce vedem aici pe masă e producție care o să facă și oamenii cu dizabilități. Garantat. Acum și manual, nu? Dacă au manualitate, bineînțeles, sau, bineînțeles, în momentul în care există și resursele financiare așa cum se cuvine, atunci se pot cumpăra și diferite echipamente. Este adevărat. Și eu, pe de altă parte, dizabilitățile, după părerea mea, nu, eu practic o boală, nu până la urmă. Și atunci, da, dar și la nivelul ăsta există oameni care au educație, să spun, școală, nu? Că poți să fie cu dizabilități cu 8 clase, cu 10 clase, sau poate să fie mare inginer, doctor și așa mai departe. Hai să nu ne, să ne întrerupem pentru un moment de publicitate, da, și după aceea continuăm dialogul cu exemplificare practică. Publicitate. Ai diabet sau predispoziția de a face? Nu aștepta! Poți fi diagnosticat și tratat prea târziu. În Policlinica Vista Vision Baia Mare ai consult gratuit până în 28 februarie pe baza cardului de sănătate. Programări la 0737 505 157 sau în clinică pe Bulevardul Unirii numărul 18. Vista Vision. Sănătate de plină zi de zi. Acum e momentul să vă faceți asigurare casco la preț de RCA. Vă așteptăm la Vivomol la parter, zilnic, de luni până vineri, de la ora 10 la 21. FIC Broker Asigurări 0749 945 843. Vrei o stare de bine? Vino la Pizza Zen, unde găsești 28 de sortimente de pizza, burgeri, baghete, sosuri, salate și diferite preparate. Toate acestea făcute din ingrediente proaspete și de cea mai bună calitate. Poți să te bucuri de toate acestea pe terasă la Pizza Zen sau prin serviciul Takeaway. Comenzi la telefon 0786 06 06 02. Fiecare dintre noi speră că, ușor, ușor, totul va reveni la normal. Dar hai să nu ne mai mulțumim doar cu atât. Hai ca de data asta să facem lucrurile mai bine împreună. Să ne susținem unii pe alții, fără să așteptăm ceva în schimb. Și să facem totul ca la carte, chiar și când nu se uită nimeni. România livrează. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Știi că aproape 40% din populație suferă de un anumit grad de boală venoasă cronică? Din nefericire, terapia medicamentoasă nu este întotdeauna o soluție. Singura terapie cu adevărat eficientă este cura chirurgicală. Din păcate, cura chirurgicală clasică a bolii varicoase este grevată de numeroase neajunsuri. Imobilizare la pat, durere, anestezie rahidiană sau generală, posibile complicații generale. Acum nu mai este nevoie să îndur toate simptomele acestei boli. Prin metoda perfecționată de doctorul Ionel Ciprian Pop, poți să pui capăt suferinței și să beneficiezi și tu de închiderea venei varicoase prin radiofrecvență. Programează-te acum la un consult pentru a-ți oferi un plan personalizat de tratament al picioarelor tale. Schimbul de anvelope nu a fost niciodată mai ușor și mai sigur. Aparatura profesională calibrată, personalul cu experiență de peste 10 ani și consultanța gratuită înainte de montaj vor garanta un schimb de anvelope ca la carte. Snowfox Tire Center SRL vă așteaptă cu o gamă variată de anvelope, inclusiv pentru stivuitoare și camioane. Și tot aici puteți beneficia de schimb de anvelope, geometrie rot și servici rapid. Vrei să-ți echipezi utilajele? Agromir îți oferă consultanță în alegerea celor mai potrivite anvelope, noi sau second hand, anvelope agricole, anvelope industriale, anvelope autoturisme, anvelope autoutilitare, camere și jante. Agromir, siguranță, încredere și garanție. Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 241010. Agromir, noi avem anvelopele potrivite pentru utilajele tale.
Agromir, Bulevardul Independenței, numărul 67. Telefon 0742 24 1010. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262 274 508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Policlinica Sfânta Maria vine în sprijinul dumneavoastră cu posibilitatea de a vă oferi consiliere medicală la distanță. Puteți beneficia de același sfat medical profesionist chiar din confortul locuinței. Pentru informații suplimentare, vă invităm să accesați pagina de internet a Policlinicii Sfânta Maria. Covoare spălate și uscate în 24 de ore? Da, se poate! Și nu doar atât! La spălătoria Auto Duosenti vă punem la dispoziție aparatură de ultimă generație pentru vulcanizare. Facem echilibrare 3D și schimb de anvelope la autoturisme și motociclete. Spălătoria Auto Duosenti. Calitate și profesionalism! Reluăm dialogul cu domnii Florian Sălăjanu, președintele Asociației ASOC, și cu Mircea Duca, președintele Asociației Contact Cultural. Domnilor, ne-am întrerupt, discuția din pauză a fost foarte interesantă, am vorbit despre de toate, hai să le concentrăm puțin așa, că vorbeam ce ar trebui, ce ar trebui să stea la baza unei întreprinderi sociale, noțiunii de economie socială care să aibă parcurs, eficiență și eficacitate în... Mircea e foarte optimist, da, și e bine să fie sunt așa. Sunt optimist pentru... Este experiența lui Florian Sălăjanu, care vine de vreo 26 de ani, are și rezultate, pentru că dacă ai rezultate, ai și, da, și puterea timp, de a vorbi despre această noțiune, dacă s-au falimentat întreprinderile. Da, teoria trebuie validată prin practică. Și inițiativa și antreprenoriatul social, pe lângă zona de business, ceea ce facem noi, eu și colegii mei din ASOC, e un antreprenoriat, o latură a antreprenoriatului social, dublată de asistența socială. Noi nu ne pierdem, nu ne dezicem sau nu ne abatem de la misiunea noastră de asistență socială, făcută în modul serios și profesionist, de atâția ani de zile. Păi și spuneați dumneavoastră că vreți să reabilitați și noțiunea de asistent social, care se devalorizează sau nu era bine înțeleasă într-o vreme. Nu era în trecut, dar am reușit. Acum, să știți, da? Că am reușit. În momentul de față, ca mică paranteză, tot plecat din Baia Mare ca acțiune în urmă cu mulți ani, reglementarea profesiei de asistent social, am reușit-o. Și Colegiul Național al Asistenței Sociale, organizație care reglementează activitatea în domeniul profesional al asistenței sociale, numără în momentul de față a depășit 10.000 de membri. O idee pornită din Baia Mare, din eu și colegi de-ai mei. Contează oamenii ca să ai succes în economia socială? Da, ești la început de drum. Da, sunt pe la ce te bazezi? De aceea nu m-aș baza în prima fază, cel puțin, atât de mult pe textul scris al legii, pe litera legii, să spun așa, pe duhul legii mai mult. Pentru că, până la urmă, noi am creat legile, noi am creat societatea, economie fără societate nu există, dar societate fără economie poate exista, pentru că își va crea economia. Economia nu poate crea societate, în primul rând. Și atunci, așa cum spuneam că termenul ăsta, ansamblul ăsta de două cuvinte, economie socială, nu, cum ziceam, nu e de ieri, de astăzi. Nu. Este, așa cum am zis, nu, din vremea biblică, nu, în care nu ți se spune, ai grijă și de celălalt, dă-i și la celălalt. Asta e ideea până la urmă. Economie socială, socialism, să spun așa. Nu ne gândim acum la comunismul ăla prost aplicat și nu la aia mă refer acum. Dictatură, totalitarism și n-asta. Le-s niște tâmpenii groaznice. Nu la aia mă refer. Socialism în sensul de a fi sociocentrist, nu egocentrist. Și pentru toată lumea există. Este. Nu trebuie să stau eu pe saci de bani când oricum nu-i folosesc.
iar altul caută în saci de gunoaie. Dar uite că revenim la mentalitate, că vorbeam în... Păi da, dar mentalitatea aia trebuie schimbată. Contează foarte mult mentalitatea omului, dar se schimbă cel mai greu. Păi da, dar tocmai de aceea noi suntem aici să le spunem la oameni că trebuie să se gândească și la ceilalți, că toți avem și, de fapt, scopul este să avem ceva la nivelul decenței. Și fiecare să aibă ceva la nivelul decenței. Da, pentru că oricum nu poți să te simți bine, nu poți să fii fericit dacă ieși în stradă, nu, mare bogătaș, să spun așa, și toți ceilalți din gunoaie se uită la tine. Eu nu cred că este o satisfacție. Mie asta deja mi se pare tulburare ușor... Să nu spun chiar psihică, dar aproape. Da, uite, venea Florian cu exemplul Olandei și cu întreprinderea aceea în care din 2700 de angajați, 2100 erau persoane vulnerabile. La noi, că iarăși ne întoarcem la pliantele acestea, din cele 915 societăți, da, câți angajați sunt? Sunt relativ puțini. Sunt 498 de angajați la nivel național. 498 de angajați într-o țară întreagă de 18-19 dintre care persoane vulnerabile cât? 46. Dintre care număr total din 96. 96. Da, dar și asta e important să știe oamenii care ne urmăresc, că întreprinderea socială practic nu se referă doar strict la persoane cu dizabilități, adică cu un anumit handicap. Da, nu are o mână, nu are un picior sau un retard, ușor retard mental. Nu la asta. Persoane vulnerabile, de exemplu, nu, din punct de vedere al dreptului muncii, sunt la ora actuală. Sunt și persoane peste 45 de ani care au șanse mici la angajare și din cauza sau fără statul, școală sau mame singure, da, întreținere, chiar și tinerii absolvenți de facultate. Ar fi incredibil, nu? Că toată lumea spunea, păi ești tânăr, îți găsești de lucruri, nicio problemă. Nu e chiar așa. Este mentalitatea proastă. Nu, cum e, de fapt, e o glumă așa la noi. Păi dar de la noi... mentalitate se trag foarte multe lucruri. Da, asta spun, că e mentalitatea omului problema. Nu legi, nu instituții, nu astea. Că nu o să așteptăm să ne cadă de la Cotroceni ceva. Nu asta e, dar noi putem să facem între noi. Nu este nicio problemă. Și nici legea la trebuie europeană să te ajute. Pentru că, uite, vorbeam înainte de emisiune despre legea care reglementează orice lege... domeniul. Da, lege care eu personal am considerat-o ca fiind o lege... Nu neapărat o lege care sprijină economia socială, ci o lege care pedepsește economia, cei care au inițiative în economia socială. De ce spun asta? Că în afară de faptul că este specificat în lege obligațiile, care sunt așa, pe, să zicem aici, 5-6 obligații, asta ce spuneam cu articolul, există o singură facilitate, o serie de facilități într-o singură frază. Zâmbesc puțin ironic, că n-am cum să fiu altfel. Posibilitatea atribuirii, oferă posibilitatea atribuirii unor spații și sau terenuri aflate în domeniul public al unităților și subdiviziunii administrativ-teritoriale în scopul desfășurării activității. Da, dar trebuie să menționați aici neapărat că ceea ce este în domeniul public, în primul rând, se atribuie prin licitație, că exact. O să ajung unde vreau să ajung. Nu mă fac introducerea asta. Domeniul public se atribuie prin licitație, asta este iarăși o procedură destul de stufoasă, unde toată lumea va încerca, va depune cereri. Bine, întreprindere sociale spun. Sau chiar și SRL-uri care ar fi pe ideea de întreprindere socială. După aceea, pentru un spațiu din domeniul public, trebuie să fii ONG de interes public. E o mare diferență. Utilitate publică. Cu activitate de utilitate publică. Publică. Exact. Da. Așa cum spuneam, e un alt registru, că sunt foarte multe registre. Dar aici e lucru bun. Domeniul privat al unui UAT, nu? A unei autorități publice locale. În domeniul privat poate să dea în administrare, poate să închirieze sau să dea în folosință gratuită, așa spune codul administrativ, unor ONG-uri de binefacere, cum spuneam, sau de utilitate. Dar aici e important, e alternativ, nu cumulativ. Sau. Asta, da, asta eu vreau legea. Să le întreb pe domnul Sălăjanu. Ultima întreprindere socială înființată în Baia Mare sau în Maramureș, când a fost? Cred că a fost
Au fost între cele înființate de ASOC de noi în anii 2014-2015 prin finanțarea de pe Postdru. Funcționează, unele dintre ele funcționează, cum spuneam. Domeniul de activitate este divers. De exemplu, Maramureș, ce îmi vine acum în minte că am vorbit astăzi despre această întreprindere socială, este un centru de îngrijire a vârstnicilor în Ocnașugatag. Atunci am fost într-un parteneriat cu Consiliul Județean Maramureș, care ne-a pus la dispoziție clădirea fostei case de copii din Ocnașugatag, o clădire aflată în abandon, stare de abandon și degradare. Am reușit cu resurse limitate, altă problemă în proiecte, cu resurse limitate să reamenajăm cât de cât decent clădirea respectivă și să pornim acolo în acest centru de îngrijire pentru vârstnici. Funcționează? Funcționează și în ziua de astăzi. Da, și este la capacitate maximă ca număr de beneficiari. De asemenea, avem tot așa un serviciu de îngrijire vârstnici, tot centrul rezidențial în Turț, în satul mare, tot o întreprindere socială funcționează de asemenea. Am mai pe modelul restaurantului social din Baia Mare, care este, cred că, cel mai bun exemplu de economie socială, da, care funcționează. Și cea mai bună mâncare, chiar. Și mâncare bună, eu mulțumim. Da, foarte bună, da. Merită. Am auzit că e foarte bună mâncare. Da, care pe structura cantinei sociale, care am pornit într-un parteneriat cu Primăria Consiliului Local al Municipiului Baia Mare în 1998, ca și cantină socială pentru vârstnici și masă pe roți, am reușit să transformăm, după 18 ani de cantină socială și masă pe roți la domiciliu pentru vârstnici, în primul concept de restaurant social și din, mai și catering. Mai funcționează și cantina? Da, da, în continuare. Noi, din resursele, cine ne sprijină, la cine cumpără de la SOC, să spun așa, indirect susține. Ajută și cantina socială. Da, practic profitul, care este, am discutat despre asta, conceptul economiei sociale, profitul care se face, se reinvestește. Se duce înspre dezvoltarea întreprinderii sociale sau în servicii pentru anumite persoane sau grupuri 90%. Sau comunități. Da. Nu, așa prevede legea 219 din 2015, trebuie și asta menționat. 90% trebuie redirecționat în întreprinderea socială sau în rezerva statutară. Asta mai prevede legea și asta e important. Și tot pe modelul de restaurant social am mai multiplicat în Vinga, lângă Arad, în Sighetul Marmației, Turs de asemenea, în Neamț, în Târgu Neamț, în București. Avem câteva zone în care noi am replicat acest model de restaurant social. De ce acolo? Și nu, acolo și am găsit oameni și interes. Contează omul, autoritatea publică, împreună. Statul sau voința? Ce contează? Statul mai... Ba și statul contează, că ne-au asigurat oarecum linie de finanțare pentru... Da, contează toate aceste elemente. Dar pentru... La început ai finanțare, merge un pic mai ușor, fiind fonduri, proiecte pe fonduri europene. Dar în momentul în care se încheie finanțarea, tu ai o perioadă obligatorie de sustenabilitate plus să te dezvolți. Logic. Atunci intervine voința omului, celor care conduc acele structuri de economie socială, și relația cu întreaga comunitate e foarte importantă. Să existe deschidere, înțelegere din partea autorităților locale. Sunt momente de cumpănă în existența oricărei afaceri. Cu atât mai mult la noi, unde lucrăm, pe ansamblu, lucrăm cu persoane care au un deficit de funcționalitate, ceea ce înseamnă și o dată profitabilității mai mică. Și atunci, da, uneori, și e bine când suntem sprijiniți de autoritățile locale, inclusiv, ce să zic eu, când... În Baia Mare, exemplu nostru, ce să spun, când am avut evenimente. Da, a avut primăria evenimente în anii trecuți și există servicii de catering de masă și apelează la noi. Da, e o formă de susținere de, care o apreciem ajutor, și de ajutor, exact, da. La Baia Sprie ce s-ar putea? Ce l-ați sfătui pe Mircea? Cu ce să înceapă? El are idei multe acolo. Ce ar putea să facă pentru zona aceea unde, și acolo sigur sunt persoane vulnerabile ca peste tot. Da, trebuie părerea mea că trebuie început cu o producție manuală. De ce? Manuală, manuală de ce? În primul rând.
Pentru că... Da, ce manual? Manualul ăsta... Manual, începând de la exemplu clasic cu împachetatul cutiilor de pizza sau orice alte caserole sau orice recipient pentru transportul alimentelor, nu? După aceea există partea de decorațiuni, care de exemplu se folosește la firmele de mobilă, producție mobilă, nu? Sunt canapelele acelea, să spun așa, mai de lux, nu? De catifea sau tot felul de alte materiale, care mai au câte un năsturel, câte trebuie cusut ceva acolo. Sau, de exemplu, există, nu vrem acum aici să dăm nume, dar există producțiile pe partea electrică, nu? Unde sunt anumite contactoare care trebuie montate una în alta. Deci un simplu click. Pur și simplu, este o muncă repetitivă. Tu vorbești ca inginerul aici. Păi da, deci acum, eu spun ce se poate face mai ușor pentru oameni, pentru că o muncă repetitivă nu trebuie să gândească prea mult, decât să le meargă mâna corect și rapid și bine. E o posibilitate să câștige niște bani și plus de asta nu necesită utilaje. Are, la început. Așa cum vorbește și cât de optimist este, va avea succes? Da. Trebuie să fie convingător în fața unui manager, unor companii care să dorească, să externalizeze pentru început activități. Exact. Activități mici. Da. Asta e forma de responsabilitate socială corporatistă, un alt termen folosit în lumea ONG-urilor și a vieții noastre, și a companiilor mari care au departamente de CSR și e extrem de important ca pe lângă profitul și aportul și impozitele care plătesc companiile mari să vină și cu această responsabilitate socială care se poate traduce în asemenea da. Externalizare de producție ușoară. Există în România, că uite, da, în țările civilizate, da, este partea asta umanitară la domeniul corporatist. În România se simte, schimbă lucrurile, vine un aer proaspăt încet. Vreau să vă spun că în lipsa unei legislații clare și nasoc, pot să dau nume? Da, nu știu. Nu știu dacă... Da, există. Chiar ASOC-ul are o asemenea colaborare cu una din companiile din Baia Mare, BSG, care ne dau o serie de activități pe care beneficiarii noștri, persoane cu dizabilități, le realizează. Da. Și există colaborarea de câțiva ani de zile. Această companie ne ajută și cu dotări și cu... le cumpără în casă, într-un centru de îngrijire care îl avem pentru tineri cu dizabilități, ne-au ajutat foarte mult acolo. Ce avem nevoie prin casă, ei vin și în plus față de valoarea care trebuie să ne achite, ei ne ajută și cu alte lucruri. Este un exemplu, dar vin și altele după el? Ar trebui să vină, e posibil, este în discuție, s-a reluat... funcționarea unităților protejate, care au fost în urmă cu 3 ani, abandonate, da, legea 448 pentru persoane cu dizabilități. Acum se reînființează aceste unități protejate care vor angaja mai multe persoane cu dizabilități și suntem acum și noi într-un proces de reautorizare a unității protejate, deoarece este puțin dificil, trebuie să fie un cel puțin 75% din produsul realizat trebuie să fie realizat de către persoane cu dizabilități, da. Produsul în sine. Ceea ce înseamnă o manoperă foarte mare sau echipamente care să producă și să fie acționate către persoane cu dizabilități, un pic este dificil să găsim domeniul de activitate în care persoane cu dizabilități pe care noi le asistăm, care noi lucrăm, să poată presta acele activități, iar produsele să fie solicitate de către firme. Să ai desfat, exact. Era o anumită categorie de produse solicitate de către companii să fie luate pe acest fond de handicap, cum se știe, fondul de handicap. Iar acum, datorită acestei reglementări, un pic ne pune într-o dificultate. Vorbeam noi despre importanța și a GOFM-urilor. Uite, avem acum posibilitatea că avem o maramureșancă, da, este secretar de stat la Autoritatea Națională de Ocupare a Forței de Muncă.
Chiar m-am bucurat când am văzut știrea. Încercați să folosiți această oportunitate. Doamna Oșanu am purtat discuții de la înființare. A fost, noi avem prima întreprindere socială cu numărul 1 înființată în județul Maramureș și știe toate demersurile noastre și tot ce face. Și e sufletistă. Da. Da. Clar că o să o vom aborda pe doamna Oșanu să vedem dacă reușim să amendăm legea economiei sociale și chiar să se cunoască o reîmprospătare și o reorganizare a acesteia. Da, dar vreau să spun de legea asta 448/2006 a unităților protejate. Chiar am aici care deschis. Nici nu mai... Deci aici legea spune că este UPA, adică unitate protejată autorizată, poate să fie orice entitate de drept public sau privat cu gestiune proprie. Dar ce este interesant, adică mi se pare interesant, că și o persoană fizică autorizată, un PFA, a persoanei cu dizabilități. Da, cu dizabilități, dar PFA e foarte important de știut, pentru că în momentul ăsta, ca și unitate protejată, nu mai ești legat de un ONG sau trebuie neapărat să ai la registrul asociațiilor și fundațiilor. Dar e mare lucru raportat la întreprinderea socială. Întreprinderea socială, de exemplu, pentru întreprindere socială se primește autorizație de la AJOFM, că acum vorbeam de AJOFM, dar unitatea protejată nu. E legată de la AJOFM, nu acolo națională. Se face cererea. Exact. Autoritatea națională exact. Se face cererea, da. Asta e foarte, foarte important. E o diferență. Și plus că poate să fie și un PFA. O să ajute dacă se revine la unitățile protejate. Da, o să ajute partea de economie socială, de inserție socială, că sunt foarte multe lucruri. Și eu chiar, domnul Sălăjanu, eu chiar vreau să mai veniți la noi, pentru că sunt foarte multe lucruri care merită abordate și cunoscute și aduse în atenția și autorităților. Da, la noi, în păcate, legat și de legea 44 o persoană cu dizabilități și unitățile protejate, autorizate, UPA, iarăși e un conflict de termen din punctul meu de vedere. Propunerea noastră, care este scrisă și înaintată în urmă cu mai bine peste un an Ministerului Muncii, după desființarea unităților protejate, în urmă câțiva ani, a fost să nu mai existe o altă reglementare, pentru că nu doar persoane cu dizabilități sunt persoane vulnerabile. Da, nu doar persoane cu dizabilități trebuie să lucreze în economia socială. Și atunci, în propunerea noastră a SOC-ului, a fost ca să se amendeze legea economiei sociale, în care orice persoană vulnerabilă se poate, inclusiv migranții. Noi avem și proiecte în care lucrăm cu migranți la Șomcuta Mare. Migranții, până învață limba țării, a noastră. Să trăiască, nu să fie întreținuți. Exact. Ei sunt persoane cu potențial de muncă extraordinar. Da? Ok, îi trebuie un mediu protejat în care să fie consiliat, în care să fie sprijinit, să îi se vorbească în limba lui, să fie consilier de orientare, consilier pe ocupare și să fie un mediu protejat, după care poate merge pe piața liberă a muncii. Dar are nevoie de o zonă tampon care poate fi oferită aceste întreprinderi sociale, iar legea economiei sociale nu trebuie să facă, sau legea 44 nu trebuie să fie discordantă. Ea nu reglementează separat. Se reglementează într-o lege specifică economia socială și tot ce înseamnă grupuri de persoane vulnerabile, iar legea 44 reglementează domeniul dizabilității. Încadrare, drepturi, facilități, așa mai departe. Da, și să munca... nu meargă paralel, da. Că de obicei cam așa se atunci întâmplă. E mai simplu și mai clar într-o lege a economiei sociale. Ai și m-am propus noi inclusiv aici din fondul de solidaritate să existe, sunt câteva elemente care ar fi mult mai ușor de gestionat și de monitorizat din partea statului și de noi să le implementăm dacă toate ar fi cuprinse doar în legea economiei sociale. O să încercăm în parlamentarii noștri locali să facem aceste propuneri și poate de data asta vom avea succes. Păi să insistați foarte mult. Mircea, ești optimist, să ai succes,
să vii în emisiune la Întrebări și Provocări cu prima ta unitate de economie socială. Da, primii 5 oameni ocupați. Să ne vorbești despre ea. Pe domnul Sălăjanu îl mai invităm, puteți să veniți și împreună să vorbim și despre asistență socială, și despre inserție socială, și despre câte lucruri. Luna martie este luna asistenței sociale, zilele asistentului social, asistenței sociale sunt în jurul datei de 20 martie și se sărbătoresc la nivel mondial. No, uite, în 17 martie sunteți invitatul. Mulțumesc, meu, avem și o temă interesantă anul acesta, vă spun atunci, eventual. Spuneți-o acum și încheiem emisiunea. Este tema asistenței, zilelor asistenței sociale de anul acesta, este legat de solidaritate umană și rolurile care le avem atât ca profesioniști cât ca beneficiari a serviciilor sociale. Se continuă foarte bine cu tema emisiunii noastre de astăzi. Noi am zis viața trăită în solidaritate și compasiune. Vă mulțumesc foarte mult și sunt convinsă, dragii telespectatori, că fiecare om este lăsat acolo. Cineva l-a pus acolo unde este locul și știe ce are de făcut. O seară bună în continuare și ne dăm săptămâna viitoare o nouă întâlnire. La revedere! La revedere!